Te salut națiune și îți bine, ai venit la un nou clip și de data aceasta vorbim despre casa Juliet Hezegan. O casă de nișă, o casă foarte interesantă, cu niște creații foarte interesante. V-am mai recenzat pe canal câteva dintre creațiile lor. Creații care mie îmi plac și consider că această casă merită atenția voastră, dacă sunteți pasionați de acest domeniu numit parfumerie. Astăzi vorbim despre o creație atipică, o creație ciudată, numită Nata Perfume. Adică un non-parfum, pe, pe limba română, un uh, non-parfum care se axează pe o singură moleculă, mai exact molecula de ambroxan. Știe toată lumea care urmărește conținutul meu uh, și clipurile mele de parfumerie că eu urăsc ambroxanul. Îl urăsc cu patimă, să ne înțelegem. E genul ăla de ură profundă, viscerală, pentru simplu fapt că îmi provoacă stări de greață, îmi provoacă stări de rău această notă și îmi creează un disconfort olfactiv major. Asta în absolut toate parfumurile pe care le-am deținut sau pe care le-am mirosit și conțin această notă. Drept urmare, când cumpăr un parfum, întotdeauna dacă văd în compoziție care am roxan, evit să-l cumpăr chiar nu face plăcere. Însă, cu toate acestea, în Juliet Has a gun, Not a Perfume, nota asta de ambroxan sau molecula asta de ambroxan este făcută atât de bine încât nu numai că nu creează disconfort, nu numai că nu mi induce stări de rău, de greață, mai mult decât atât chiar îmi place. Este pentru prima dată, dacă vreți, când miros o notă de ambroxan foarte bine făcută, hai să spunem subtilă, într-o oarecare măsură elegantă, aș îndrăzni să zic, o notă uh, care a fost folosită pentru prima dată în anii 50, a fost uh, creată de către celebra firmă Firmenich, pentru cei care nu știu, și uh, la momentul respectiv uh, era folosită ca substituent pentru uh, ambra gri. Dreptul mare proprietățile sale sunt uh, hai să spunem, oarecum lemnoase. Însă, în ziua de astăzi, ambroxanul este folosit foarte mult pentru a substitui implicit nota de amber gri sau balena, balena, voma de balenă, care este cel mai scump ingredient din, din industrie. Este o notă interesant de bine și de frumoasă în Natei Perfume și culmea, deși parfumul ăsta este un parfum de tip molecular, exact cum sunt creațiile absolut odioase pe care eu le detăz din toată inima, de la Eccentric Molecules și în special ale lui Geza parfumierul și creatorul Eccentric Molecules. E bine, de data aceasta, în Juliet Has a, gun, a Perfume, efectiv resimți ceva la nivelul pielii. Efectiv, efectiv miroși a ceva, comparativ cu absolut toate moleculele și centricurile lui Geza unde pur și simplu este apă de ploaie. Până și apa de ploaie miroase mai bine decât alea, sau mai bine zis are odor. În fine, în Nappy Perfume, principiul de bază este un parfum foarte simplist, axat pe o singură moleculă, în speță molecula de ambroxan. dar mai mult decât atât, asta este, din câte știu eu, chiar și în acest moment, în 2020, singurul parfum de pe piață care nu conține alergeni. Ceea ce este o trăsătură, hai să zicem, a acestui parfum. Un parfum în care, în mod normal, tot ceea ce resimți este doar nota de ambroxan. Mai mult decât atât, nota de ambroxan este folosită cam în toate parfumurile existente, în notele de bază. Nici de cum în notele de vârf, nici de cum în notele de inimă. Pur și simplu, ambroxanul este un element care se joacă foarte bine în compoziții, doar în notele de bază. Cu toate acestea, însă, în Nata Perfume avem Ambroxan de la început până la sfârșit. Chestia foarte interesantă, însă, care mi se pare mie, este faptul că îmi transmită un sentiment uh, oarecum floral, sincer să fiu, la nivelul pielii mele. În primele dăzi când am folosit uh, acest Nata Perfume, vă spun sincer că nu am resimțit absolut nimic. Mi s-a părut că este exact același tip de poșircă, ca și cele de la Essential Molecules, însă i-am dat timp, l-am lăsat să se acomodeze cu pielea mea și cu pH-ul pielii mele, cu chimia pielii mele și uh, după ce a făcut chestia asta după mai multe săptămâni, ei bine, pot să vă spun că la nivelul pielii mele parfumul ăsta miroase oarecum floral, dulceag, ușor lemnos, foarte, foarte ușor lemnos. Uh, aș putea să zic că, într-adevăr, seamănă Într-o mare măsură, cu Ambra. Foarte, foarte interesant. Nu mă așteptam la aspectul floral absolut deloc. E ca și cum, nu știu, miroase oarecum. Poate că e o tâmpenie ce zic, dar mie așa îmi reese, oarecum a magnolie. Cam, cam acolo mă duce odorul acestui natai Perfume mă duce cu gândul la magnolie. Asta și pentru că am magnolie în jurul casei și culmea, sunt înflorite acum fain frumos, că e primăvară și am putut să le miros de să mă satur, să mă plictisesc de ele. Cu gândul la magnolie mă duce, nu știu de ce. Și în egală măsură, cum am zis, dulceag lemnos, dar foarte puțin lemnos, mai degrabă partea de floral Dulceag este cea care se manifestă la nivelul pielii mele, cel puțin în primele minute de la aplicare. Ulterior, non-parfumul, pentru că așa o să zic, non-parfumul ăsta de la Juliet Hezegan capătă un aspect ușor mai, mai, lemnos. Din punct de vedere al performanței, ei bine, aici depinde exclusiv și strict de cei care îl poartă de modul în care îl poartă și lucru foarte important de chimia pielii lor și de modul în care aceasta interacționează cu acest non-parfum. Pentru simplu fapt că, așa cum am spus și eu la început, am avut probleme din punct de vedere olfactiv, din a resimți aroma acestuia, însă acum nu mai am această problemă. Din păcate însă o am în continuare cu poșircile de la Eccentric Molecules, nu aș ști să vă zic exact. Eu, non-parfumul ăsta, îl resim la nivelul pielii mele undeva în zona de optore. ore. Proiecția nu este o proiecție tip puternic, nu este o proiecție criminală. Este o proiecție subtilă, slabă, cel puțin așa se manifestă la nivelul pielii mele. Însă, din punct de vedere al, hai să spunem, mirosului, Reușește să se facă simțit, reușește să se facă resimțit de către cei din jurul tău. Și sunt foarte, hai să zicem, curioși, dacă vrei, referitor la aroma acestui parfum. Parfumul în sine reușește să transmită, dacă vreți, și un sentiment extrem de plăcut de curățel. De îmi vine să spun strălucitor oarecum. În egală măsură te cam duce cu gândul la parfumurile pe bază de mosc, unde ăsta este sentimentul pe care ți-l transmit. Aerat, curat, strălucitor, exact în direcția aia se duce și acest nutty perfume, doar că aici totuși există o, o mică căldură, ca să zic așa, să folosesc termenul ăsta comparativ. Așa fel încât să vă fac să înțelegeți cât mai bine exact ceea ce transmite non-parfumul acesta. E foarte interesant, sincer. E atât de simplist ca și compoziție, este, este extrem de simplist ca și comportament la nivelul pielii, inclusiv din punct de vedere olfativ, este simplist, dar cu toate acestea, în toată această simplitate a sa, reușește să ascundă și complexitatea. Oricât de antagonice sunt uh, aceste comparații simplist complex, exact asta îți transmite acest non parfum la nivelul pielii, cel puțin la nivelul pielii mele. Repet chestia asta, la nivelul pielii altora strict problema lor. Sincer îmi place cum miroase. Da, mi-ar fi plăcut să fie un parfum uh, care să, să proiecteze destul de binișor, hai să zicem măcar moderat, să se facă mai prezent, mai resimțit, dar părerea mea că poți subții chestia asta în funcție și de câte pufuri aplici pe piele sau pe haine și de asemenea mi-ar fi plăcut dacă vreți o ușoară tentă mai lemnoasă să, să o capete. Cu toate acestea, să repet, este primul parfum pe bază de Ambroxan și este un parfum exclusiv pe Ambroxan pe care eu pot să-l laud, pot să-l port și mai mult decât atât să-mi placă. Lucru care nu mă așteptam să se întâmple vreodată, tocmai de aceea l-am și cumpărat acest eșantion, tocmai pentru că am văzut că este exclusiv ambroxan curat, fără niciun fel de alte elemente, fără niciun fel de alte note, uh, care se poată să-l deraieze, dacă vreți, și așa mai departe. Și uh, pot să spun că sunt mulțumit de ceea ce văd. Adevărul este că nu m-aș duce să plătesc 150 de euro pe o sticlă de Not a Perfume de la Juliet Hezegan, doar pentru că apreciez acest parfum și îmi place ceea ce face, pentru simplu fapt că, totuși, am alte, hai să spunem, gusturi, alte pretenții de la parfumuri, dar pentru cei care sunt, hai să spunem, îndrăgostiți de nota aceasta, și o vor într-o formă cât mai pură, fără alte adăugări Eu pot să recomand acest parfum cu toată căldura Sincer, încercați-l măcar și în formă de eșantion Eu sunt fel convins că multora dintre voi o să vă placă Ideea este însă să-i acordați timp în așa fel încât să se obișnuiască cu chimia pielii voastre Și pielea voastră să se obișnuiască cu parfumul Pentru că nu întotdeauna uh, lucrurile funcționează bine, ca să folosesc expresia asta de la bun început. Cam atât de zis în Juliet uh, has a gun, Not a Perfume. Foarte interesantă jucăria, foarte interesant mirosul, îmi place la nebunie, dreptul mare vă pot recomanda acest parfum cu toată căldura. Ca totdeauna Națiune, îți mulțumesc pentru timpul acordat, îți mulțumesc pentru suport și dăm voie să-ți urez toate cele bune.